Severin Encele, care erau în căutarea bărbatului perfect, l-au găsit aseară la Palatul Culturii Teodor Costescu din Drobeta, Turnu Severin. Acesta spală, gătește, calcă și niciodată nu iese din cuvântul nevestei. Luminița Bucur, Maria Radu și Oleg Apostol au adus zâmbetul pe fața publicului severinean și au primit ropote de aplauze la final. Severinean ca Luminița Bucur interpretează rolul nevestei lui Brânzoi din serialul Las Fierbinți și a jucat pentru prima dată acasă la Severin. Păi, Doamne, să mă vadă, să mă audă, să nu iasă toată viața lui din cuvântul meu! Sala de spectacol a Palatului Culturii Teodor Costescu a devenit neîncăpătoare miercuri seara când a debutat piesa de teatru Bărbatul Perfect Defect. Pentru că este bărbat și pentru că toți bărbații fac la fel. Mai exact, bărbații ca și pescarii au handicapul mai mare ca capul. Dați-mi voie să vă contrazic, dar sunt bărbați care n-ar face niciodată așa ceva. Maria Radu, Oleg Apostol și Severineanca Luminița Bucur le-au oferit severinenilor un spectacol pe cinste la care s-au amuzat copios. Piesa a fost Bărbatul Perfect Defect. Noi o știm comedie, reacțiile publicului au fost foarte bune și mă bucur foarte mult că s-a întâmplat acest eveniment așa frumos. Ați fost emoționată, v-ați întors acasă? Nu emoționată, foarte emoționată. Da, a fost un sentiment aparte, venim dintr-un turneu, Sibiu, Timișoara și îl încheiem la Severin și a fost un sentiment ca acasă, dar în același timp destul de dificil, pentru că în sală au fost foarte mulți oameni dragi mie și importanți și atunci când joci pentru cei dragi, ai mult mai multe emoții. Publicul are așa un apetit special, mi se pare că e o zonă în care oamenii au un simț al umorului diferit față de restul orașelor din țară unde am fost, diferit și în același timp în sensul că parcă nu ratează niciun fel de umor, de glumă, adică prind absolut orice nivel al glumei, am simțit că sunt foarte receptivi. E foarte greu să găsești omul ideal, femeia, bărbat. Cred că toți căutăm și în speranța că îl vom găsi. Sper că l-au găsit. Sper că au găsit cel puțin spectacolul perfect, comedia perfectă și s-au bucurat, s-au simțit bine și pentru o oră și jumătate au uitat de problemele de acasă și după spectacol au plecat cu un zâmbet pe buze. Fie că au venit singure, fie însoțite de consorți, severinencele s-au bucurat din plin de spectacolul oferit. Te-a plăcut la spectacol? Da, a fost foarte frumos, mi-a plăcut foarte mult de actori, am mai venit odată și la fel mi-a plăcut foarte mult și de aceea am și revenit și am repetat experiența. Da, a fost foarte interesant, nu mai fusesem de mult atât și chiar a fost o activitate plăcută. V-ați amuzat la spectacol? Da, v-a plăcut? Da, a plăcut tare pe oameni, așa ce să faci. Acum frumos! Da! Următoarea piesă de teatru, care va fi prezentată pe scena Palatului Culturii, va avea loc în luna septembrie. Sper că acesta să fie doar începutul și cu siguranță vom mai organiza. Deja avem programate două spectacole, unul pentru septembrie și unul în luna octombrie. Și da, aș vrea să devină o obișnuință să jucăm spectacolele noastre aici. Pe de altă parte, în această perioadă continuă seria evenimentelor culturale cu public organizate în cadrul proiectului Severinul Estival.